Patru posturi au fost scoase la concurs la Spitalul Municipal Dorohoi. Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată, iar concursul va avea loc în luna mai. Este vorba despre asistent medical generalist în cadrul laboratorului de analiză medicală punct de recoltare din ambulator, bioinginer medical debutant, aparatură medicală în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală, muncitor calificat 3 nivel, calificare zidar, șamotor în cadrul administrativului, șofer 2, un post perioadă nedeterminată în cadrul unității.